Unic în Piatra Neamț prin diversitatea produselor italiene, dar și a produselor autohtone de calitate bio, magazinul La Băcănie oferă clienților săi nu doar carnea și peștele care nu lipsesc de regulă de pe masa de sărbători, ci și băuturi fine, produse de cofetărie, ulei de măsline cu arome sau dulceață de ceapă roșie. Magazinul include și un sector în care se servește mâncare caldă, gătită și pizza, la prețuri decente, clientela fiind formată în mare parte de oamenii care lucrează în piața centrală sau în împrejurimi. Segmentul de mezeluri și brânzeturi românești este reprezentat de produse ale unor firme recunoscute, de mare succes, bucurându-se mai ales în această perioadă, cârnații tradițional făcuți de o firmă din Covasna. La sectorul pește, firma Bonito, un nume deja recunoscut în România, este foarte bine reprezentată, exceptând partea de conserve, unde se găsesc și produse ale altor firme din domeniu. Clienții preferă peștele proaspăt și salatele de macrou afumat și de crab, care se vând cel mai bine. La sectorul carne există constant oferte la produsele românești, de exemplu acum sunt reduceri la pieptul de pui și la pulpele de pui dezosate, dar prin rotație intră mai multe categorii în ofertă. Raionul de băuturi are un segment de cramă, dar și vinuri de colecție din gamele Stirbei sau Anima, de exemplu, game limitate care nu se găsesc în orice magazin. Nici bere italiană ca La Băcănie nu se găsește nicăieri în Piatra Neamț. Cea mai apropiată localitate în care există un magazin similar este la Bacău. Și probabil nici sortimentele de bere românească ambalate în sticle cu tricolor, dar produse în Cehia, Meșterul Manole și Buchetul Anei. Așadar, complexul La Băcănie este locul din care clienții își pot procura absolut tot ce doresc pentru mesele de sărbători, dar și pentru cele de zi cu zi. Magazinul este situat vis-a-vis de fabrica de confecții EMA, din zona pieței centrale din Piatra Neamț, și își așteaptă clienții zilnic între orele 8-18, iar sâmbăta și duminica între orele 8-14.